găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Continuăm seria de emisiuni cu și despre candidații la alegerile locale. Știți, alegerile locale programate pe 9 iunie anul curent, odată cu cele europarlamentare. Mai este puțin până atunci, mai este puțin până la campania electorală. Astăzi vorbim cu un începător în politică, dar un bun cunoscător de administrație publică locală. Este vorba despre un funcționar al primăriei Pașcani, șef achizițiilor publice din primărie, doamna Laura Pașcu, candidat USR pentru funcția de consilier local. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Bun, această emisiune putea să aibă loc și acum 4 ani și încă în urmă cu 8 ani de zile, pentru că doamna Laura Pașcu de mult, într-un fel, anunța că vrea să candideze pentru funcția de consilier local și mi-aduc aminte că de multe ori a spus că vreți să candidați ca independent. Iată că acum faceți acest pas, dar în interiorul unui partid. De aici aș vrea să începem. Da, cred că am ajuns la vârsta la care multele dezamăgiri de-a lungul timpului m-au făcut să fac pasul spre politică, ținând seama că acest partid este un partid tânăr, este, la Pașcani sunt oameni foarte tineri în organizație, lipsiți de experiență, dar foarte entuziaști și ei doresc să ofere un viitor mai bun copiilor lor. Nu-și doresc să plece, doresc să dezvolte orașul, să fie condiții normale de trai pentru toată lumea. Și atunci, dat fiind faptul că în cei 17 ani de activitate în administrația publică locală, la un compartiment dificil, cum este cel de achiziții publice, am văzut că cei care au condus instituția de-a lungul timpului nu mi-au acordat suficientă încredere, nu m-au ascultat, nu au ascultat punctele mele de vedere vis-a-vis de legislația de achiziții publice. Am considerat că în acest moment, oricum, dat fiind că alegerile pentru primar se desfășoară într-un singur tur de scrutin, nu mai am capacitatea de a rezista încă o perioadă de 4 ani cu o persoană pe care deja o cunosc. Cunosc modul de lucru a ambilor candidați care au șanse reale să fie aleși. Adică și a fostului primar și actualului. Și a fostului primar și actualului primar. În ceea ce privește activitatea de achiziții publice, nu este aproape nicio diferență. Asta este marea mea dezamăgire, n-am putut să schimb absolut nimic. Și ăsta a fost motivul pentru care am zis că e momentul, poate, să mă retrag din activitatea de executivă și dacă populația din Pașcani va considera că prezint încredere și că aș putea să le reprezint interesele în Consiliul Local, în ideea de a face niște acte administrative mai bune, mai clare, de a contribui la clarificarea actelor administrative, mi-aș dori să desfășor această activitate. Am încă suficientă energie și nu aș dori să trag pe linie moartă, deși în acest moment aș putea să mă pensionez anticipat. N-aș vrea să o fac. Dacă cetățenii din oraș care mă cunosc sau care nu mă cunosc o să considere că merit sprijinul dumnealor, de asta m-am decis să fac acest pas și de asta m-am decis să sprijin un partid tânăr în speranța că nu voi fi dezamăgită. Deci nu am nicio certitudine, dar sper să nu mă dezamăgească. Bun, USR-ul, din câte am înțeles, așteptam și un comunicat de presă, dar încă nu l-am primit. Comunicatul a fost trimis, publicat, așteptam o prezență, o confirmare de prezență la emisiune. USR-ul va avea un candidat, un tânăr candidat pentru primăria municipiului Pașcani și sper să-l cunoaștem împreună în cadrul acestei emisiuni. Deci, oameni tineri care vor încerca, din câte înțeleg, să schimbe, să vă convingă primul rând, apoi să schimbe, să intre în sistem și să schimbe ceea ce își propun în administrația locală în special. Bun, de când ați intrat în politică? Cum faceți politică? Deci, fac politică, urmăresc viața politică din totdeauna. Deci am fost totdeauna la curent cu ceea ce se întâmplă în viața politică, pentru că fără să vrem, politicul ne guvernează viața.
Așa că permanent am fost la curent, am avut niște opinii personale, ca orice cetățean, am mers și într-un sens și în celălalt, tot încercând să găsim o cale de mijloc. Până acum eu n-am reușit să o găsesc. Dezamăgirea mea este mare și teama mea este mare de această coaliție care, PSD-PNL, care se insinuează să conducă întreaga țară, își fac planuri pe 10 ani, ceea ce este absolut înfricoșător din punctul meu de vedere. Adică fără precedent. Da. Eu am mai urmărit așa legislația pentru că e o deformație profesională și am văzut că marile dorințe ale domnului Dragnea, care au vrut a fi făcute trâmbițat la momentul respectiv, s-au făcut pas cu pas de această coaliție. Lumea nu știe. Da? Dar eu știu și dacă au încredere în mine și pot verifica, o să le spun în privat unde anume, ori să vadă că tot ce a planificat Dragnea acum s-a îndeplinit. În tăcere. Tacit. Pas cu pas. Am înțeles. Bun, deci în politică, de când ați intrat, în USR? Că nu ați mai fost în alt parte. În USR am mai intrat odată în 2020, așa, pe fondul acelei mișcări anti-Dragnea, așa, că, sau 2019, așa, pe fondul mișcării acelea anti-Dragnea cu codurile penale, anti-Dragnea în principal, mai degrabă, că eu foarte mulți ani, cred că mai bine de 20 de ani, am ținut cu PSD-ul până când mi s-a ridicat așa o ceață de pe ochi. Așa. Atunci m-am înscris în USR, am vrut la un moment dat, adică m-au propus colegii la un moment dat să particip la competiția pentru alegerea primarului. A fost o conjunctură la momentul respectiv în care dosarul meu nu a fost, deci nici nu a fost avut în vedere, că au zis că a ajuns prea târziu. Da, pentru că USR-ul are un sistem diferit, exact, să spun așa, față exact de alte partide. A fost o dezamăgire chestiunea asta. Am zis că nu o să mai intru niciodată în niciun partid, dar iată, viața te face să spui că niciodată să nu spui niciodată. Și ați revenit. Și de data asta am revenit, anul acesta, v-am zis, ca urmare a marii dezamăgiri pe care mi-a produs-o această tânără echipă liberală care a venit la Pașcani, adică tânără ca și experiență, și politică, și de viață, și de vârstă, comparativ cu vechea administrație, m-am gândit că o să apreciez experiența unor funcționari care au o vechime și or să ia în considerare o serie de sfaturi. Eu sunt consilier. N-au făcut-o. Și ceea ce a picătura care a umplut paharul a fost în ziua în care am vrut să intervin într-o ședință de Consiliu Local unde se dezbătea proiectul pentru ceva licitații la parcări. Și erau acolo niște probleme legate de licitație pe care am vrut pur și simplu să le aduc în discuție spre a fi eventual corectate. Exact, pentru că eu am aflat despre proiectul acela joi seara, după conferința de presă, când am ascultat conferința seara, acasă. Și pentru că a fost la ora 9 dimineața ședința de Consiliu și n-am apucat să ajung în ședințele pe comisii, am zis că hai să încercăm să corectăm și să vă spun la ce se referea ceea ce doream să fac. Bun. Deci erau foarte multe acte care se cereau acolo și există o legislație care interzice autorităților locale să ceară acte care se află în posesia lor. Adică să cer cetățeanului să aducă copie după buletin, este la evidența persoanei, copie de la taxe și impozite locale, timp și bani, copie după certificatul de înmatriculare a mașinii. El există tot la finanțe, pentru că noi acolo am înregistrat mașina, fie că e pe firmă, fie că e pe persoană fizică, se găsește acolo. De la ANAF, privind veniturile, se face în baza unei simple solicitări, primești pentru toată lumea cazier, deci certificat ONRC. Sunt baze de date oficiale de unde se pot solicita de către instituția primăriei fără bani. Cu atât mai mult cu cât administrația locală a implementat niște programe pentru digitalizarea serviciilor publice. Exact. Și aș fi vrut să intervin, să pun în discuție această problemă, că poate cineva unul dintre consilieri, evident nu eu,
ar fi putut să propună modificarea acelui paragraf. Domnul primar m-a trimis la lucru, că a zis că sunt în timpul programului. Doamna secretară, nota obișnuită, a zis că trebuia să-mi iau o zi de concediu ca să vin să vorbesc 3 minute sau 5 minute în Consiliul Local. Dar nu era obligația administrației locale să vă invite și să îi explicați? Cu același lucru am confruntat și înainte. Doamna secretar general a avut o influență, din punctul meu de vedere, nefastă, și se va vedea mai târziu, asupra ambilor conducători ai primăriei cu care am lucrat în ultimii 16 ani. Da? Secretarul general al unei unități administrative teritoriale ar trebui să fie baza în ceea ce privește respectarea legii și verificarea actelor administrative și așa mai departe. Da. Nu? La asta vă referiți? Da, la asta mă refer. Pentru că contează și cine îți dă sfatul sau. Contează să asculți sfatul de la mai mulți și să-ți faci propria ta opinie. Dacă ai încredere numai într-o persoană sau două, s-ar putea să ai surpriza în timp să vezi că n-au fost cele mai bune sfaturi. Eu mi-am văzut de treabă, am plecat, dar din momentul acela m-am decis să mă desprind de sistemul administrativ executiv și să încerc să merg în, dacă vor acorda cetățenii această șansă, să merg în partea legislativă. Și mi-am dorit acest lucru pentru că, având experiența omului care cunoaște legi și știe să scrie documente administrative, aș putea chiar să promovez proiecte de hotărâri fără să am acea mare nevoie de aparatul de specialitate. Da? Pe modele, adică aș ști cumva cum să încerc să schimb singură sau cu alți colegi. Dacă nu o să intru eu în Consiliul Local, nu-i problemă, o să încerc prin intermediul colegilor să schimb un pic modul de a se face politică la Pașcani. Da, și o astfel de experiență contează pentru că legislativul pașcănean nu are un aparat propriu, un secretariat care să ajute, să-i ajute pe consilieri să întocmească proiecte de hotărâri și să pună anumite subiecte în discuție. A mai fost o încercare, dacă nu greșesc, pe timpul când era secretar Mircea Zuzan. Au fost angajați doi specialiști, un jurist, dacă nu greșesc, și o doamnă care acum lucrează în primărie. Dar câteva luni a durat această poveste frumoasă, după care au fost trimiși la plimbare. Evident, pentru ca legislativul local să nu aibă capacitatea de a avea astfel de reacții și de a contribui, de a veni cu proiecte de hotărâri bine articulate. Când primarul este în opoziție cu legislativul local și se întâmplă uneori și acum, când primarul este în opoziție cu legislativul local, atunci fiecare trebuie să-și găsească resurse pentru a veni cu astfel de proiecte de hotărâri. Și depinde foarte mult de priceperea fiecăruia dintre cei 19 care se află la masa Consiliului Local. Da. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Când a fost această discuție și când ați luat această decizie? Păi, când a fost ședința de Consiliu Local. Da, nu, cred că cea din martie. Din martie, nu? Da, cea din martie. Atunci când a fost ședința cu parcările. Bun, poate tot rău spre bine. Adică discuțiile respective poate până la urmă vor avea un rezultat bun. Ați mai făcut politică înainte? Nu. N-ați mai făcut parte din alte partide, nu? Nu, din alte partide nu. Am fost membru a Partidului Comunist Român din 88 până în 89. Cum erau vremurile de atunci. Da, atât. Bun, funcționarii publici au voie să facă politică? Vă întreb pentru că sunt convins că și alții v-au pus această întrebare. Deci funcționarii publici au voie să facă politică, au voie să fie membri de partid, n-au voie să facă propagandă politică în timpul programului de serviciu, să participe la acțiuni și să aibă funcții de conducere. Și să aibă funcție de conducere în partid. Dar dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a face politică este a fiecărui cetățean. Da, dreptul de a alege și de a fi ales este constituțional. Da, nu poate să fie. Și cum veți face în această perioadă? Veți pleca în concediu în perioada campaniei electorale sau cum veți face? Deci, în mod normal, acum suntem în perioada de precampanie, în mod normal, codul administrativ, un text preluat din legea 188-1999, prevede că funcționarul public se suspendă din funcția
este suspendat din funcția publică în perioada de campanie electorală. Deci din prima zi a campaniei până imediat în ziua următoare desfășurării alegerilor. Bun, asta cu funcționar, dar primarul rămâne în funcție. Păi eu, tot mă întreabă și pe mine, domnul administrator, și când te suspenzi? Eu nu mă pot suspenda pentru că nu eu m-am numit în funcție. Și să fac eu cerere, nu o să o fac. Pentru că este o chestie abuzivă preluată în lege, tocmai ca să împiedice funcționare să intre în viața politică, pentru că nimeni din țara asta, când este în campanie electorală, nu este obligat să-și încheie raportul. Deci abia așteaptă să scape de dumneavoastră? Nu știu. Dacă n-au treabă așa, o să mă suspende, nu e nicio problemă. Am înțeles. Dar ceea ce voi face, vă spun sincer și sigur, voi ataca în instanță dispoziția și voi merge la Curtea Constituțională pentru că este absolut discriminatoriu. Nici persoanele care sunt angajate pe codul civil, pe codul muncii, da? Nici persoanele care au alte activități, nu există pentru ele obligativitatea de a rămâne fără un venit timp de o lună. Puteau să spună să-mi iau concediu de odihnă. Da? Ei, nu mă lasă, nici măcar asta. Deci scrie suspendarea timp de 30 de zile. Adică noi nu mai trebuie să trăim, nu mai trebuie să plătim. Deci dacă vreți să mergeți în concediu și e treaba dumneavoastră ce faceți în concediu? Nu. Interesant. Așa scrie legea. Ei, de-abia aștept să fie actul administrativ, pentru că probabil niciodată nimeni nu a parcurs etapa asta, dar mi se pare o discriminare și mi se pare o chestie anticonstituțională, ca unii să poată să facă servicii, să facă și campanie. Eu campanie nu o să fac, că n-am cum, dar servici, ca să pot să câștig niște bani, nu cred că ar fi. Am înțeles. Dar, repet, în contextul în care primarul rămâne în funcție și face campanie electorală în timp ce are și funcția de primar. Despre asta vorbim. Sunt demnitari. Exact. Spuneți-vă, ce veți face dacă veți ajunge în Consiliul Local? Dacă ajung în Consiliul Local, nu am voie să fiu consilier de achiziții publice. Este incompatibilitate. Deci va trebui să optez între pensionare, găsirea unui loc de muncă în mediul privat sau să deschid o firmă de consultanțe eventual. Am înțeles. Deci nu renunțați la Consiliul Local? Și mergeți mai departe așa și nu mă mai întorc, un alt job? Probabil că nu o să mă mai întorc în executiv. Dacă o să consider că trebuie să mă pensionez, o să stau până o să vină decizia de pensionare. Am după înțeles. Care o să mă retrag. Poate ar fi trebuit să începem discuția cu această întrebare. Ce părere aveți despre Consiliul Local, actualul Consiliul Local? Consiliul Local, în principiu, din ce știu eu din punct de vedere legal, trebuie să reprezinte toți cetățenii din municipiul Pașcani. La modul cum se desfășoară alegerile, de obicei, partidele mici, cum este și USR-ul, nu reușesc să convingă într-un timp scurt electoratul că ar merita susținerea lor. Așadar, voturile care s-ar cuveni partidelor mici se reîmpart până la urmă și ajung mereu aceleași partide mari. Nu știu, așa este legea, nu comentăm, o respectăm. Din punctul meu de vedere, repet, campania electorală și politica ar trebui făcută doar în această precampanie și în perioada electorală, după care toată lumea trebuie să facă administrație. Nu mai trebuie să facem politică. Din păcate se face politică mai mult decât administrație. Da, și este o atmosferă uneori ne la locul ei, sunt cuvinte spuse, se ridică tonul, sunt cuvinte jignitoare, unii la adresa altora, nu există un respect, se vede că societatea este cumva inflamată, nu e bine cum se întâmplă. Și nu mai țin cont că sunt filmați, că sunt în direct, că sunt la televizor, că ajung în casele oameni, că nu se înțelege nimic din ceea ce discutăm. Da, din păcate, adică chestiile astea, să ridici mâna, să vorbești civilizat, să ai respect pentru celălalt când vorbește, este de primii 7 ani de acasă. Dar din punct de vedere al eficienței, considerați că legislativul local, consilierii, își fac treaba sau nu? Nu
știu, eu zic că ei își fac treaba uitându-mă că vremurile de demult se făceau 30, 40, 50 de hotărâri de Consiliul Local, acum se fac 250, 270, spre 300. Foarte mult. Legislația este foarte stufoasă, se schimbă absolut permanent, se fac ordonanțe trenuleț, după cum ați văzut și dumneavoastră, care modifică un șir întreg de legi. Credeți-ne că nu mai știm cum să facem. Nu mai știm. Este un haos total, pentru că haosul este de sus. Toate instituțiile publice sunt politizate, sunt conduse de oameni de la diverse partide, eu nu spun că sunt pregătiți sau nu, și uneori oamenii de la partide, din ce am văzut eu, care vin din mediul privat, au impresia că aici este cu termen, repede, repede, găseștem soluție. Dar uneori nu știi ce soluție să dai. Atâta legislație trebuie să consulți, care uneori se bate cap în cap încât nu știi ce soluție corectă să dai. Deci nu se poate face repede, trebuie timp de analiză. Din păcate, totul la noi e cam foarte rapid. De asta sunt și multe greșeli. Mulți nu înțeleg, mai ales cei care vin din mediul privat, că administrația locală înseamnă altceva. Și de aici marile conflicte. Dumneavoastră n-ați fost o persoană comodă nici pentru fostul primar, nici pentru actualul primar. Și din câte mi-am dat seama, discuțiile principale au fost exact din aceste motive, nu? Exact. Graba de a face anumite lucruri și prudența dumneavoastră de a fi respectate prevederile legale. Da. O tristețe a mea care m-a făcut să fac acest pas a fost că întotdeauna eu am fost ca și compartiment în subordinea directă a primarului, indiferent care a fost acela. Ei, pot să vă spun după 17 ani că doar în 2 ani am avut programul de achiziții făcut atunci când trebuia. Adică programul înseamnă lista de achiziții la începutul. Proiectul programului de achiziții, care normal, conform legislației, întotdeauna s-a făcut, trebuia să se facă până la 31 decembrie anului în curs pentru anul viitor. În baza acestui program se făcea proiecția cheltuielilor pentru anul următor. Ei, nu am putut să găsesc înțelegere nici la directorul economic, nici la primarii care au fost, că acest lucru, așa îl prevede legea și așa trebuie făcut ca instituția să funcționeze. Știți și dumneavoastră și ați văzut și am avut și un conflict la un anumit moment, dacă vă amintiți, că mi-ați zis că sunt gică contra, n-am uitat nici acum, dar ca să vă dați seama că pământul este rotund, de fapt cu toții au avut această meteahnă să treacă mult, mult, mult în nota de fundamentare, dar n-au cu cine să facă. Ele sunt multe, sunt foarte multe idei, sunt frumoase. Dar ne punem pe hârtie exact banii pe care îi ai, oamenii pe care îi ai, că trebuie să vezi, ai cu cine să faci, trebuie să aduci consultanți, trebuie să angajezi de acolo. Așa zice legea că programul anual de achiziție este un instrument managerial. Ei, primarilor de până acum nu le-a plăcut acest instrument, nu au lucrat cu el. De aia nu sunt rezultatele pe care ei le așteaptă. Un instrument care asigură și predictibilitate și transparență. Dumneavoastră aveți dreptate, dar să știți că acea percepție de gică contra probabil au avut-o sau o au deja și alte persoane din Pașcani în urma intervențiilor pe care le-au avut foștii primari sau fostul primar și actualul primar, pentru că au fost momente când au ieșit în conferințele de presă și au spus, doamne, dar de la achiziții sunt probleme. Doamna de la achiziții ne pune frână, că acolo sunt marile probleme. Și îți pui astfel de întrebări. Nu cumva are dreptate? Nu cumva cineva frânează? Și din ce motive? Păi, să vă explic. Deci tot legislația spune lucrul ăsta. Investițiile de capital, deci ceea ce înseamnă bani mulți și multă muncă, sunt la sfârșitul bugetului. Și, scuze, și după aia am aflat că de fapt nu a fost vina dumneavoastră, că de fapt sunt reguli, sunt legi care trebuie respectate și etape. Dar în afară de asta, deci sunt toate etapele acelea pentru investiții pe care le-ați învățat deja din conferințele de presă, dar faptul că am fost, deci s-au pus foarte multe pe listă,
Ani întregi a fost un singur om sau doi oameni la investiții și doi oameni la achiziții. Un an și jumătate am fost singură la achiziții. Un an și jumătate. Da? Și am asigurat funcționarea primăriei, n-a rămas nimeni blocat. Dar o parte din documentele care ajung la achiziții, pentru ca eu să pot să fac publicitatea și să derulez procedura, trebuie să vină de la alte compartimente. Ei, compartimentele alea având personal deficitar, n-au putut să le facă la timp. Și atunci nici eu n-am putut să fac de la timp, dar niciodată nu s-a văzut că nu pleacă documentele de la bază. Tot timpul am fost eu. Mi s-a părut așa, uneori, poate că și faptul că eram femeie, am fost așa cumva pusă la index. Dar nu e nicio problemă. Eu consider că mi-am făcut datoria cât de bine am putut. Am încercat și cu fosta administrație și cu actuala administrație să atrag atenția atunci când nu sunt probleme. Și nu numai, adică am încercat și verbal, dar am folosit acele proceduri de sistem despre care vorbea și domnul consilier Ursu, sistemul de control intern managerial. Da? Acele proceduri sunt aprobate prin dispoziție de primar, deci în principiu ar trebui să fie cunoscute. Ei, trebuie să știți că din câte semnalări de nereguli am făcut și către primar și către Consiliul Local de-a lungul timpului, n-am primit răspuns la niciuna. Și nimic nu s-a schimbat, totul e la fel. Eu nu mai pot să mai lucrez în condițiile astea, pentru că îți consumă foarte multă energie să lucrezi în haosul ăsta. Te trimite de la unul la altul cu documentele, nimeni nu știe cine trebuie să facă, unde trebuie să le trimită, deci nu se mai poate. Dincolo de acest stres, v-ați simțit și nesiguranță sau pus în pericol, având în vedere că sunt astfel de situații, de probleme? Adică, întrebarea mea este dacă în această goană de a face, de a avea proiecte, de a le implementa, de a trece peste anumite etape, dumneavoastră, poate chiar și alții funcționari, sunt puși în pericol sau atunci când își asumă responsabilitățile, aceste responsabilități, de a trece peste etape, de... Da, din păcate, deci fiecare își apără pielea, cum se zice, în cunoștință de cauză. Eu mereu le-am spus și colegilor să aibă grijă ce semnează, pentru că semnătura atrage responsabilitatea. Legislația este făcută de așa natură, încât cei responsabili sunt doar funcționarii publici. Domnul Dragnea a avut grijă în 2017 să modifice legea 188 a funcționarului public și acolo scria foarte clar că primarul semnează doar pentru autenticitate. Și în rest, a căzut sarcina pe funcționari. Da, deci atunci chiar s-a clarificat. Aceste sintagme au fost preluate actualmente în codul administrativ. Așadar, este foarte clar că cine semnează, răspunde. Da? Asta era motivul pentru care uneori am venit în Consiliul Local forțată de niște împrejurări și am spus că eu nu o să semnez nimic ce este legat și ceea ce mie nu mi se pare corect. Și am făcut lucrul ăsta, să știți. Trebuie să spun asta. Când ați făcut-o pe timpul fostei administrației, se bucura opoziția. Și acum, când ați avut intervenții, se bucură ceilalți. Asta înseamnă că, pe rând, oarecum fiecare dintre ei vă dau dreptate. Da, na, probabil că așa. Tot timpul m-au acuzat cei de la PSD că sunt a PNL-ului, acum cei de la PNL că sunt a PSD-ului. Și iată că sunt la emisiunea dumneavoastră. Bun. Așa. Dar nu sunt a nimănui, eu sunt omul oamenilor, sunt omul cetățenilor, sunt un om născut în municipiul Pașcani și am trăit toată viața mea aici, cu excepția anilor de studenție. Și tot ce a stat în puterea mea să fac corect și în interes public, în interes public, am făcut. De ce nu în PNL sau în PSD? De ce în USR? De ce nu în celelalte partide? Pentru că celelalte două partide m-au dezamăgit. De-a lungul timpului am avut, tot ei s-au perindat și la municipiul Pașcani și la nivel de țară. Adică n-au prea fost alții. S-au tot comasat, au mai ieșit, au mai intrat cu ALDE, cu așa. Deci sunt tot ei. Și am ajuns unde suntem. Eu personal sunt dezamăgită. Dar partidul ăsta e un partid mai tânăr. Oamenii de la Pașcani sunt mai tineri, vor să facă ceva pentru oraș și m-am decis să-i sprijin pe ei. De-aia nu m-am dus nici la unii, nici la alții. Drept e că nici nu m-au chemat.
Dar nici nu m-aș fi dus. Am înțeles. Dar nici nu m-aș fi dus. De ce nu e independent? Ați avut intenția? Am avut intenția să candidez independent, dar tocmai datorită faptului că sunt funcționar public, de aici îmi câștig existența, declarația mea de avere este publică, nu am cum să fac nici politică, nu am cum să fac să umblu singură după semnături. Eu sunt singură la părinți, nici părinții nu-i mai am, nu am o familie mare, nu am cum. Dacă lumea nu se mobilizează să mă sprijin, eu nu am cum. Și nu-mi permite nici timpul. În secție de votare, deci sigur un întreg mecanism. Da, sigur că da. Am înțeles. Primarul ce a spus? Colegii dumneavoastră ce au spus? V-au încurajat? V-au spus ceva sau pur și simplu nimic? Unii da, unii nu. Până la urmă, na, este multă lume care în față spune ceva și la spate spune altceva, așa că... Primarul a aflat, știe? Da, v-a spus ceva? Probabil că știe, probabil că știe, na. Dar că a fost conferința. Nimic. Nu. Am înțeles. Eu astăzi l-am întrebat pe edilul municipiului ce părere are despre candidatura dumneavoastră. Haideți să-l urmărim, să vedem ce a spus. Cum comentați candidatura doamnei Laura Pașcu, șefa la achiziții pentru Consiliul Local Pășean? Nu comentez. Trăim în democrație, fiecare să candideze cum consideră. Asta e singurul lucru care pot să spun. Da, nu pare prea încântat. Sincer, mă așteptam să vă felicite, să vă încurajeze. Păi nu are de ce să fie încântat. Păi, un consilier în plus, cu experiență administrativă, ar fi în beneficiu comunității. Ar fi în beneficiu comunității. Eu am fost la dispoziția și a Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal din postura mea de funcționar public. Am încercat întotdeauna să-i învăț cum este corect din punct de vedere legal. Legea achizițiilor asta este destul de complexă. Ceea ce pot să vă spun este că tot timpul conducerea a dorit să se facă repede, tocmai pentru că nu se lucra programat. Și atunci au tot apăsat să facem achiziții directe. Și nu achiziții directe, adică să facă o publicitate, să vină o ofertă, să le analizăm, să luăm pe ăla, ci cumva intenția lor era ca să ne sugereze, să ne dea de la cine să luăm și noi să fim mâna cu care se ia din SIAP. Înțelegeți? Ori eu și colega care a fost înainte, noi am făcut o procedură în care nu făceam așa. Deci făceam publicitate, veneau niște oferte, se analizau și dintre alea se alegea oferta bună. Ei, nu se dorea așa. De asta am fost așa de incomod. Achizițiile mari se împărțeau în bucățele mai mici ca să se poată lua de la... Deci așa funcționează. De la tine, tu iei de la mine și tot așa. Este o roată. Numai că eu n-am vrut să fiu undiță. De aia sunteți incomodă. De aia sunt incomodă. Și ca să nu incomodez, m-am gândit că mai bine... Să mă retrag. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în 2 minute. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape 2 decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii.
Țac-țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac-țac. Fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, non esisto. Aricep Tours România, companie de turism tur-operatoare, organizează circuite turistice, excursii școlare, pelerinaje religioase în țară și străinătate. Avem de asemenea servicii de transport, persoane și coletărie, curse internaționale, plecări și sosiri zilnice, cu transport până la adresă, către Ungaria, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Franța, Elveția, Spania, Grecia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Anglia, operate în parteneriat cu Romfur Tour, Tabita Tour și Perla Trans. Pentru detalii ne găsiți în municipiul Pașcani, Esplanadă, agenția de turism Aliseb Tours, telefon 0232 763 958 sau 0767 77 60 80. Ne găsiți și pe alisebtours.ro. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, Laura Pașcu, un funcționar public în Primăria Pașcani, iată care îndrăznește să candideze pentru o funcție de consilier local din partea USR. Mai am câteva întrebări până la finalul emisiunii. Dacă veți ajunge, și sper să ajungeți în Consiliul Local, ce proiecte veți avea, ce priorități veți avea? Pe ce anume vă veți focusa? La modul cum am văzut că se desfășoară lucrurile și la experiența pe care o am și ținând seama că și fondurile bugetare sunt limitate, este obligatoriu și chiar legea prevede chestia asta să finalizăm toate investițiile începute. Ele sunt în diverse faze, unele sunt de SFA, altele de proiect, altele sunt în implementare în diverse faze. Deci suntem obligați să ducem toate investițiile la capăt. Între timp, normal ar fi fost, și cred că și legea prevede așa, dar n-am de unde să știu eu chiar tot, normal trebuiau să fie, cred că, expertize și audituri energetice la toate clădirile publice aflate în patrimoniul municipiului Pașcani, care, apropo, nu este public, așa, iar în baza rapoartelor de expertiză ar fi trebuit prioritizate și toate clădirile din municipiul Pașcani publice, astfel încât să fie anvelopate, să fie schimbate instalațiile. Deci expertiza este cea care spune ce este de făcut de o clădire.
uneori poate să fie chiar dărâmată în urma unei expertize, că ar însemna costurile de reabilitare mai mari decât... Vă referiți strict la clădirile, instituțiile publice? Da, la instituțiile publice, mai ales că tot programul ăsta european este pe reabilitări și eficientizări energetice. Da, o parte au și intrat, mă refer în special la unități de învățământ, școli, grădinițe au și intrat, da. Sau fac obiectul unor proiecte aflate în derulare, dar am înțeles la ce vă referiți. Și alte proiecte? Vă întreb pentru că, iată, de exemplu, eu am avut câteva așteptări, sunt dezamăgit. O spun acum, dar am mai spus-o și acum 4 ani și tot așa, din 96 cam repet această dezamăgire. Vin tineri în Consiliul Local, dar uită că sunt tineri și, deși pot participa cu experiența lor, cu capacitatea lor de a schimba, de a vedea lucrurile diferit, nu vin și cu proiecte care să sprijine sau să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor. Și nu prea am văzut astfel de proiecte în ultimii ani, 3 ani și jumătate în Consiliul Local. De asemenea, nu prea am văzut idei, inițiative care să vină în întâmpinarea așteptărilor doamnelor, mămicilor și așa mai departe. Veți avea așa ceva în vedere? Eu sper să fie mai multe doamne în Consiliul Local decât sunt acum. În primul rând, tot așa, ca din experiența mea, îmi dau seama că multele greutăți pe care noi le avem în implementarea unor idei de proiect se datorează faptului că nu avem situația clară a patrimoniului. Da? De aici pornesc toate problemele, că vrem să facem niște lucruri, dar de fapt noi nu avem actul de naștere a terenului pe care este bunul respectiv. Cel adică care... nu avem o fotografie exactă, nu știm exact, exact, cum este domeniul. Neavând această hartă, clarificare a proprietății asupra terenului, mai ales în ceea ce privește domeniul public și privat al municipiului Pașcani, este foarte greu să identificăm cu certitudine un loc în care să putem amenaja un parc nou. Eu personal mi-aș dori un parc nou. Este singura bucățică de parc aici. Iată că de 17 ani de când îs eu la primărie nu s-a reușit să se facă nici măcar parcul de lângă primărie, ca să zicem ca un parc nou. În rest, copacii s-au mai uscat datorită diverselor... Au mai fost și tăiați. Da, dar și datorită diverselor lucrări care s-au făcut cu iluminatul public, cu apa, da? Au mai îmbătrânit, da? Ei trebuie plantați, dar aș fi vrut și locuri noi în care să se planteze arbori, în care să se facă... Adică mi s-a părut că viziunea cu lacul Peștișorul este doar pe o suprafață acolo mică. Nu știu unde o să se facă toate alea. Vă place alea. Proiectul? Adică știți la ce mă refer. Pentru că s-a venit cu o idee de diminuare a luciului de apă și în jur să fie construite un restaurant și alte clădiri pentru cetățeni. De fapt, se dorește o zonă de agrement mai degrabă decât lacul Peștișorul, așa cum îl știam noi înainte. Mie personal nu-mi place în mod deosebit proiectul, să vă spun sincer, pentru că nu o să mai fie ideea asta de natural, cum este acum. Sunt foarte multe chestii acolo înghesuite, se vede că spuse doar pentru punctaj. Dacă mi-aduc eu aminte bine, și în proiectul celălalt de pe finanțarea POR 2014-2020 s-a făcut pistă de skateboard, s-au făcut loc de joacă pentru copii. Nu înțeleg de ce trebuie să mai facem încă unul acum, că nu l-am reușit să-l întreținem pe ăla care e acolo. Sunt numai pietricele, este deteriorat, că nu prea s-a mai făcut nimic de atunci, da? Pista aceea nu prea am văzut copii cu skateboardul pe acolo. Nu înțeleg de ce trebuie să mai facem una. O zonă de grătare? Nu știu ce zonă de grătare să fac lângă pasarelă. Da? Eu personal aș fi făcut o pădurice și o zonă de grătare fix acolo unde se face parcul industrial, că ăla chiar că era de interes public. Și acolo puteam să facem o zonă din aia cu, de agrement,
atât pentru tineri, cât și pentru oameni mai în vârstă. Bun, dar acolo urmează să facă un parc industrial. Să dea Dumnezeu să se facă. Spuneți-vă, de ce au trecut totuși ani buni de zile și legislația a venit să clarifice, să ajute, instrumentele la îndemâna specialiștilor sunt moderne. De ce nu am reușit să clarificăm această situație a domeniului public, a domeniului privat, al municipiului? Care sunt problemele? Unde anume ne-am împiedicat? Păi pentru că nu s-a vrut și nu se vrea. N-a vrut nici PSD-ul, n-a vrut nici PNL-ul. N-au vrut pentru că vor să acopere anumite interese sau din comoditate? Sau că nu pot? Adevărul probabil că este undeva la mijloc, n-am de unde să știu exact. Cert este că nu au vrut. Pentru că acum ați văzut să fac fotografii din dronă exact. Foarte clare. Da. Da? Și este foarte simplu de făcut. De fapt, așa am încercat să fac o inventariere în 2015, când am fost în Comisia de Inventariere a Domeniului Privat. Atunci am aflat de fapt că de la OCPI am primit o listă că terenul de sub blocuri este în proprietatea statului, dar la noi figura în proprietatea privată a municipiului Pașcani și am zis nu se poate. Ceva nu este bine, hai să clarificăm. Ei, am încercat în toți anii ăștia să clarific, am avut procese cu primăria, am arătat că au trecut în mod abuziv acel teren de sub blocul meu în proprietatea lor. I-am rugat să scoată din inventar, deci și Consiliul Local, și doamna secretar și domnul primar au primit adresă de la asociația mea de proprietari să scoată acel punct din proprietatea privată a municipiului Pașcani. Nici până astăzi n-au făcut-o. Am primit răspuns că o vor face, dar probabil că nu în timpul vieții noastre, nu știu, cândva într-un viitor care nu se întrezărește. În ultima adresă, și asta este dezamăgirea mea pentru Consiliul Local, ăsta actual, am venit în fața lor și le-am spus că domnul primar a angajat niște cheltuieli cu un avocat, fără să ceară acordul Consiliului Local. Da? Împotriva dumneavoastră. Da, împotriva mea și probabil că mai sunt și alte dosare. Eu am venit și am spus că împotriva mea. Eu am aflat întâmplător de pe portalul instanțelor de judecată, unde trimiteam documentele, că este... pentru că eu știam sigur că trebuie să fie o hotărâre din Consiliul Local în acest sens. Am venit când Consiliul trebuia să aprobe o altă hotărâre, am spus lucrul ăsta, neștiind că hotărârea respectivă a fost retrasă de pe ordinea de zi. Eu am venit când trebuia să se discute. Deși am spus lucrul ăsta, în următoarea ședință, când s-a discutat din nou, s-a repus pe ordinea de zi, mă așteptam să fie pus acolo și dosarul meu. Ei, n-a fost pus. Da? Deci puteau să corecteze atunci și n-au făcut-o. În schimb, sunt sigură că în anul acela s-au plătit cheltuieli pentru avocat fără aprobarea Consiliului Local. Mai mult decât atât, pentru că am văzut întâmplător, tot, dacă nu mă înșel eu, tot pe 31-a 3-a a fost un proiect de hotărâre când am vrut eu să intervin în ședință, tot cu un avocat, dacă nu mă înșel. Și m-am uitat de curiozitate pe proiectul acela de hotărâre. Ei, dacă în proiectul la care am venit prima dată și am spus că la mine este avocat, dar nu este hotărâre de Consiliul Local, în proiectul acela era trecută o sumă de 70.000 de lei în care trebuia să se încadreze cu cheltuielile ordonatorul de credite, în asta de acum nu era trecută nicio sumă. Eu, ca funcționar public, mă întreb, dom'le, nu se fac toate pe același model? Nu se pune o limită? De unde să știm cât? În funcție de dușman. Nu știu, dar e un semn de întrebare. Deci la mine nu a fost deloc. Am venit în ședința de Consiliu Local, într-o ședință în care am spus, vedeți că la mine s-a angajat avocat fără să... și s-au angajat cheltuieli fără să fie hotărâre din partea dumneavoastră, dar era sumă prevăzută în hotărârea de Consiliu Local, iar de data asta nu mai era iarăși nicio sumă. Deci este așa, nu este o coerență din punctul meu de vedere. Dacă este aceeași legislație, hai să le facem pe toate cam la fel, pe aceleași modele. Cum? Dumneavoastră ați avut intervenții și v-ați bătut și în calitate de președinte al unei asociații de proprietari. Probabil dacă veți ajunge în Consiliul Local, astfel de intervenții veți mai avea. Normal. Ce anume vreți să dovediți, să clarificați? Ce anume ar trebui să
facă administrația locală mai bine în relația cu asociația de proprietari? Cred că în ultimii ani, mai ales după ce a venit Apa Vitală în Pașcani, s-au organizat mai multe asociații de proprietari. Este foarte bine să se facă. Văd că toate partidele au în programul lor electoral să reabiliteze energetic blocurile de locuințe și așa, ceea ce este foarte bine, numai că asociațiile de proprietari am înțeles că nu sunt prea dornice. Eu personal, cu asociația mea de proprietari, și apropo, iarăși ca o mare dezamăgire față de Consiliul Local, am fost prins într-o hotărâre de Consiliul Local pe vremea domnului Crăciunescu, dar n-am intrat la finanțare atunci când au fost blocurile acelea de 5 de 6. Din întâmplare? N-ați îndeplinit condițiile sau din ce? Blocul meu era mai nou și avea 4 etaje. Și criteriile erau așa, și erau probabil și în funcție de banii pe care putea să-i dea guvernul. Deci atunci n-am intrat și n-a mai fost o altă etapă sau s-a schimbat conducerea. Au fost din nou fonduri pe același program în vremea administrației Pantazi. S-au făcut din nou documentele, a fost hotărârea de Consiliul Local, am semnat contractul cu domnul Pantazi. În schimb, când m-am dus acolo, mi-au zis că are blocul acoperiș. Și nu era așa inițial. Bine, dacă are acoperiș, o să-l dăm jos, dar îl dăm jos în momentul în care se semnează actele, că nu putem să stăm să ne plouă în cap. Că totuși acoperișul ăsta, dacă s-a făcut nelegal, exact, totuși primăria sau cineva trebuia să ne spună, să ne amendeze, să ne facă ceva. Sintagma asta, intrați în legalitate. Da? Este un generic, a devenit un generic lipsit de conținut de sens. Da, deci eu n-am... Cum să intru eu în legalitate? Să-mi dau eu ăla jos? Deci n-am înțeles. Deci până la toată urma am pus noi bănuți, ne-am făcut singuri și asta e. Deci eu personal, din acest punct de vedere, nu mai am nicio încredere. Eu personal vorbesc în administrația publică locală. Se vorbește mult și nu prea se face ce se vorbește. Adică să fac și hotărâri de Consiliu Local în sensul ăsta, dar nu se respectă. Nu se respectă. Din păcate. Poate lucrurile se vor schimba în bine, pas cu pas, după 9 iunie. De fapt, alegerile sunt în 9 iunie, dar schimbarea Consiliului Local va fi făcută, cred, în septembrie sau ceva, la finalizarea mandatului. Ne oprim aici. Vom mai avea discuții pe teme administrative, în campanie electorală și sper să participați la emisiunile noastre cu proiecte, cu idei pe această temă. Mulțumesc pentru participare. Cu plăcere. Dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare.